Bună, Elinca! Vin, Marisa, vin! Am fost reținută puțin, m-a întrebat cineva... Să-ți legi returile și tu. Cum? Să-ți legi returile. Da, da, m-a întrebat cineva dacă în momentul în care vorbește cu mine așa, poate să se mai aranjeze puțin și am zis că să mai trag și eu de timp un pic, să mă mai aranjez, nu stătea totuși salopeta super. Bine. Mulțumesc! Și tu la fel, Marisa. Nu? Nu arată superb, Elinca? Da, Elinca arată tot timpul superb. Mulțumesc, Cătălin. Ce faci, Marisa, astăzi? Bine, Elinca, m-am gândit să merg la Bravo Estilor Stars. Da. Te-ai gândit? Să concurezi, da. Să concurezi. Și așa te prezinți la casting? Mm-hmm. Păi nu o să iei castingul. Hey, rămâne de văzut, Elinca. Eu așa cred. Și a fost ideea ta sau altcuiva? Ce idee? Să aplici această strategie astăzi. A fost ideea mea, evident. Câte idee ai, Marisa? Poftim? Câte idee ai? Câte idee am? Da, poate o să-și ia stilist. Cu siguranță nu mai multe decât ai tu, Moris. A, nu facem o comparație între noi doi. Eram doar uimit de faptul că ai foarte multe idei. Concurenta a ajuns deja să facă acest gen de comparații. Suntem departe, mă, da. Competiție, se apropie finala. Cam, nu am de ajuns la fel de multe. Îmi explici puțin ținuta ta? Ar trebui să fac asta în fața juriului, Elinca, cred. Dacă te rog, poți să faci este un jeans? Asta și în fața mea. Este un e jeans? Vorba de poveste, Marisa. Sigur. Este un jeans, măsura 34, niște încălțări, măsura 37 și un tricou S. A, da, la casting ții minte că ți s-a cerut să spui și povestea ținutei. Asta îți cer și eu. Și povestea este că merg în această competiție. Sau trec pe la mall, îmi cumpăr niște... E o buclă cumva, într-o altă buclă... Nu, bucla este una... Scurtă. Păi calea scurtă, merg la Bravo Estilor Stars. Dacă vrei și bucle, le facem. Merg la mall... A, gata, am înțeles. Asta este ținuta cu care ai plecat de acasă și ai venit până la casting, urmând... Evident, să te schimbi. Nu. Merg la mall, îmi cumpăr o pereche de încălțări, un tricou, un jeans, mă fac drăguță, te faci îmi drăguță fac un păr îndreptat, o dată pe an merge și vin la Bravo Estilul Stars. Bine, Marisa, eu am încercat să te ajut, dar dacă nu m-ai lăsat, asta e. Alina, de ce zâmbești? Că e foarte subtilă, Marisa. Da. Și mie îmi place că am instalat subtilitatea în platou. Marisa, am înțeles ce încerci să faci. E o aprobă astfel ce de... Ce încearcă să facă? Explică-mi tu. Să fie subtil. Adică? Să... Intre fii tu mai direct, ajută-mă. Nu pot, că poate nu greșesc, Elinca, și dacă vrea... Păi hai să vedem dacă ai dreptate sau nu. Marisa e aici. Greșești, Alina. Uneori eu nu înțeleg toate poveștile voastre. Am fost blondă foarte multă vreme și încă mi-a mai rămas. Eu încă sunt, s-ar putea sigur să greșesc. Păi hai să vedem. Au mai fost personaje care s-au îmbrăcat în jeans și în tricou de-a lungul timpului și apoi au venit la Bravo Estil All Star și au dat lovitura. După care mai există și posibilitatea a doua, Marisa, să nu fie avut chef astăzi, să fi fost foarte decepționată, ținând cont că suntem în săptămâna dinaintea finalei și steluțele nu mai contează pentru ea, care are foarte mulți susținători și este bazată pe voturile de spectatorilor, nu și-a dat silința să îmbrace. Din acestea, adică nu mai interesează... Aceste două variante, fiecare... Dintre aceste două variante este fix a treia. Care? Păi, vezi, ți-am zis că e subtilă și e prea subtilă chiar și pentru mine astăzi. Care e a treia, Marisa? O altă variantă. Dacă spui că ținuta asta te reprezintă pe tine, vezi că te faci de râs. Deci nu spune asta. Dar de ce mă fac de râs? Deci nu mă reprezintă asta. Un jeans și un tricou și un... Nu, pentru că eu te-am văzut în sezonul 2. Eu așa merg să cumpăr pâine, eu așa merg la mall, eu așa merg la un magazin, așa păi merg... Așa mergem cu toții să cumpărăm pâine, Marisa. Așa merg la mall, așa ies în oraș, așa ies la un suc. Așa merg la școală, așa merg la liceu, așa merg la facultate, adică ținuta aceasta se poate aplica deci în foarte multe... Deci îmi schimb părerea despre tine, eu chiar te vedeam ei, în fata zici, mai... Alina? Jur. Deci ai văzut ce părerea mea despre tine, că eu am impresia că alt stil, cel de hip-hop te prinde pe tine, adică nu fetiță cu minte, nu. Iuliana? Păi nu știu ce să zic. Dacă îți place sau nu, Iuliana? Dar vreau să știu o treia variantă, că nu mai pot. Fierba aici, Linca, vreau să știu o treia variantă. Este clar că Marisa nu are o ținută astăzi, adică eu nu am ce să comentez și ea știe chestia asta. Eu nu înțeleg motivul pentru care a venit așa. Și mi-a, păi voi parcă erați mai apropiate, nu n-ai simțit că s-a întâmplat ceva în culise sau nu. Poate ne explici tu? Păi nu știu, chiar nu știu. Nici tu. Adică dacă tu ai venit așa, mi-ar fi plăcut să ne și spui de ce sau... Dar să la și la fel. Adică... Dar nu-ți place ținuta? Ținuta este una pe care tu o adopți zilnic. Dar măcar dă spărul pe spate să vadă ce scrie. Este o ținută pe care tu, Iuliana, o porți zilnic. Dar mesajul e ok. În loc de jeans, tu ai pantaloni scurt. Păi, este pentru All Stars. Da, este o ținută care mă reprezintă, Iuliana. Tu ai putea să vii cu ținute care te reprezintă în această competiție? Opa! Am venit cu ținute care mă reprezintă. Toate ținutele pe care le-am purtat aici m-au reprezentat. Ah.
Silvia, ținuta? Mie îmi place pentru că este cea mai coerentă ținută pe care a purtat-o ea între cele trei coerente pe care le-a avut în scris, că două sezoane. Verbal te calificat foarte mult. Scris, adică nu are nicio greșeală, nu are accesorii suplimentare și îmi place cu aia, și îmi place mesajul de pe tricou. Stă foarte ok. Îți plac Adidas și? Îmi place ținuta, adică nu o văd pentru Bravo, este normal, dar nu are nicio greșeală. Este prima dată când o văd pe Marisa fără greșeli, ceea ce mă impresionează. Bravo. Îmi place. Bun. Hai să vedem dacă aceasta va fi sau dacă va asemăna părerea Silviei cu părerea jurată. Mă rog, părerea Iulianei, a Alinei, de fapt, a tuturor părerea concurentelor. Părerea Silviei posibil să asemene acum părerea juraților. Păi ce să vezi, toate concurentele au avut aceeași părere. Adică a avut o părere, Silvia, altă părere a avut Silvia. Unica. Că îi se pare o ținută ok. Nu de Bravo, stil All Stars. N-am zis pe asta, n-am auzit. Ba da, am zis. Nu de Bravo. Hai să ascultăm așadar părerea juraților despre ținuta ta, Marisa, în fața lor, te rog. Bună. Bună! Să știi că poate pentru cei de acasă asta pare o ținută simplă, dar nu e o ținută simplă. Mie mi se pare că ai făcut un styling foarte sofisticat astăzi, îmi place foarte mult mesajul de pe tricou, îmi place la nebunie acest mix de litere, acest cod, este practic un cod. Mă trimite cu gândul la Hegel chestia asta, iar eu îl ador pe Hegel, se îmbrăca foarte bine Hegel. Îmi plac la nebunie încălțările. Este o ținută couture. Felicitări, Marisa. Fix acestea sunt comentariile pe care le primește și Silvia de foarte multe ori de la tine, ceea ce apreciez foarte tare. Felicitări. Mulțumesc. Orice s-ar fi întâmplat nu justifică ceea ce prezinți tu astăzi, atitudinea ta de astăzi, nu justifică nu numai în fața noastră, ci mai ales în fața publicului de acasă, public care te votează, printre care te susține. Și atenție, te votează pe bani. De săptămâna asta sunteți pe bani. Oamenii dau bani pe voi, în ghilimele spus. Știți care este chestia? Pe Silvia o votează pentru haine. Silvia, dacă nu avea hainele pe care le avea, era de mult ieșită din competiție. Pe mine, oamenii, dacă m-au dus până aici, înseamnă că mă votează pentru ceea ce sunt. Dacă îmi cunosc te stilul, pentru, îmi cunosc pentru stil, haine. Știu că am stil și știu că știu să mă îmbrac. Da, okay. Dacă nu te votează pentru haine și pentru atitudinea pe care o ai astăzi, nu cred că dacă am o zi în care se întâmplă asta, nu cred că va fi o problemă. Hai că eu am încredere. Hai să vedem calificativele pentru Marisa, vă rog. Marisa, Marisa, te rog să te aduni până în finală, pentru că mai ai doar două zile. Și apropo de asta, mâine ai de gând să vii la fel, Marisa? Care-i conceptul pentru mâine? Mă refer la ținută. Marisa. Nu avem concepte la ținută, noi niciodată. Nu, te întreb acum. Adică ai o ținută pentru mâine? Avem concept, am. Marisa. Pentru mâine? Ce concept avem? Nu, pentru finală. Mă întrebam pentru mâine. Nu, o întrebam pentru mâine. O să vin regulamentar și corespunzător. Ok. Mâine, nu o să vin în jeans și în tricou. Știi de ce? Pentru că dacă vei veni la fel, ți se va cere să schimbi ținuta. Da? Da. Ok, atunci voi veni... Ești într-o competiție, suntem pe ultima 100 de metri. Ok, din respect pentru noi, dar din respect mai ales pentru cei de acasă, datoria ta până la final este să prezinți ținute cu care să sper măcar că vei lua stele din partea juraților. Mulțumesc, Marisa!